La nivelul satului Cordun, lucrările de canalizare sunt în toi. Sunt în toi. Avem acum, la ora la care discutăm cu dumneavoastră, 60% din lucrări efectuate și din discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, dorim ca în luna august să fie finalizată toată, să fie finalizată întreaga investiție de canalizare la nivelul satului Cordun. La nivelul satului Pildeș suntem încă în licitație publică. Sperăm ca în toamna acestui an să demarăm lucrările de canalizare și în satul Pildești. S-au făcut până acum, ați zis, 60% din lucrări, au început lucrările? Lucrările au început pe data de 13-a 4-a, pe 13 aprilie au început lucrările. Și a mers foarte repede. Sigur că da, constructorul, din punctul meu de vedere, un constructor serios, a lucrat cu 7-8 echipe la nivelul satului Cordun și lucrările s-au efectuat cu un ritm bun, din punctul meu de vedere. Este clar că s-a creat un anumit disconfort și pe această cale îmi cer scuze din partea în fața cetățenilor pentru disconfortul pe care l-am creat la nivelul satului Cordun, întrucât au mai fost ploile din ultimile zile și a mai creat mocirlă pe unele străzi. E clar că pe anumite locuri constructorul mai are de lucrat, mai are de făcut lucrări de curățenie după lucrările de săpături la canalizare, dar sper ca zilele acestea să rezolve toate problemele, să facă și lucrările de curățenie pe aceste străzi. Dar există și o să scăpăm, există o logică din punctul meu de vedere, un primar corect, din punctul meu de vedere, și asumă acest risc de a fi blamat, de a fi înjurat de multe ori, dar, din punctul meu de vedere, lucrurile trebuie făcute normal și la noi în țară, adică întâi punem canalizare, nu punem asfalt și după aia tăiem asfaltul și punem canalizare. Eu sper ca să scăpăm de acest disconfort 100% în toamna acestui an sau cel târziu în primăvara anului 2019, când, din punctul meu de vedere, voi reuși să asfaltez toate străzile din satul Cordun și automat va dispărea 100% acest disconfort creat de investiția de canalizare din satul Cordun. Și din nou îmi cer scuze în fața cetățenilor pentru acest disconfort pe care l-am creat și rog pe această cale în următoarele luni, cel târziu, în toamna acestui an, să se branșeze la utilități, la apă, la gaz, la canal, acolo unde este cazul. Întrucât, așa cum am menționat anterior, în toamna acestui an sau cel târziu, în primăvara anului 2019, vor începe lucrările de modernizare prin asfaltare la toate străzile din satul Cordun. Ca să facem așa ca un fel de... să luăm puțin de la capăt. Este logic mai întâi să sapi, să pui canalizarea, pe urmă să o lași să se așeze, pentru că nu trebuie să apară surprize pe traseu, nu știu, la modul să se înfunde pe undeva sau să se lase pământul, pe urmă se vine cu asfalt și în acest timp locuitorii au posibilitatea și rugămintea dumneavoastră de a se branșa, pentru că e bine pentru toată lumea. Sigur că da, din punctul meu de vedere îmi doresc ca toți locuitorii din satul Cordun să se branșeze la toate utilitățile și mai mult decât atâta am considerat că este un pic normal să existe și o compactare naturală, chiar dacă constructorul lucrează, din punctul meu de vedere, extraordinar de bine la aceste lucrări, să existe și o compactare naturală, să existe și un pic de ploaie, un pic de îngheț, dezgheț, astfel încât lucrările de modernizare la drumuri de asfaltare să nu aibă de suferit după aia ulterior, așa cum, din punctul meu de vedere, am mai văzut și în alte comune. Cam când preconizați că vor fi finalizate lucrările? La sistemul de canalizare din satul Cordun, consider că lucrările sau din discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, dorim să fie finalizate cel târziu în luna august acestui an. În luna august, canalizarea din Cordun să devină funcțională. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc!